Colegiul economic Ion Ghica Bacău au îmbrăcat haine de sărbătoare pentru că elevii se pregătesc de vacanță, pentru că se apropie Crăciunul și Anul Nou. În liceu s-a colindat, s-a urat și s-a dansat. Spectacolul a fost organizat de elevi pentru profesorilor. Consiliul școlar al elevilor de la Colegiul economic Ion Ghica, împreună cu domnul profesor Păduraru Andrei, a organizat un spectacol de Crăciun dedicat profesorilor de la Colegiul economic. Acest spectacol presupune un cor de colinde al colegiului, dansuri populare coordonate de domnul profesor Pricope și caprele care vor dansa în încheierea spectacolului. S-au ocupat de organizarea acestei activități toți elevii liceului de la diferite nivele de studiu. Au început cu colindele, au continuat cu răturile și cu dansul caprei, iar în final au oferit prin Moș Crăciun bomboane cadrelor didactice, care abia ieșiseră din ultimul consiliu profesoral din acest an, unde s-a făcut și un prim bilanț al rezultatelor obținute în semestrul întâi. Colegiul economic are copii sensibili, copii inimoși, care după acest consiliu profesoral de încheiere a situației pe semestru 1 ne-au așteptat cu datinile strămoșești. Deși nu fac muzică, sunt foarte buni la muzică și la dansuri populare și la tot ceea ce ne prezintă ei. Am încheiat un semestru, cred eu, cu rezultate deosebite. Elevii noștri au fost mai receptivi, mai disciplinați, mai cuminți. Colegii noștri s-au implicat în foarte multe proiecte naționale și internaționale. Ultimul și foarte important fiind cel cu Banca Națională a României, care se va derula mai amănunțit începând de anul viitor. Felicit toți elevii pentru rezultatele deosebite obținute în semestrul întâi, toți colegii mei, profesori și tot personalul școlii, le urez multă sănătate, un an bun cu multă sănătate și la mulți ani! Steaua strălucește și lumii vestește, și lumii vestește, că astăzi curata, prea nevinovată, Fecioara Maria naște pe Mesia. Magicum zăriră, steaua și porniră, ne-am îndupărează, pe Hristos în bază, pe Hristos în bază. De vineri 24 decembrie, toți elevii intră în vacanța de iarnă. Aceasta se va finaliza tocmai pe 15 ianuarie 2012. Cursurile vor reîncepe în semestrul al doilea din 16 ianuarie 2012.